PLR, al cărui președinte sunteți, e pe care să fuzioneze cu Partidul Conservator, condus de Daniel Constantin. În interiorul Partidului Conservator sunt voci care se opun acestei fuziuni. Cum veți gestiona situația asta? Poate e un pic prea departe să spunem că suntem pe cale de a fuziona. Am început aceste discuții referitoare la un proiect politic. Cred că e mai important să înțelegem la ce ne-am gândit. Ideea care ne preocupă este anume crearea unei a treia forțe politice pe scena politică românească. Eu cred că alegătorii au nevoie, în primul rând, de o alternativă la PSD și la PNL, o a treia forță politică care să întruchipeze valorile și principiile liberale. În contextul în care PNL-ul din ce în ce mai mult ne demonstrează și are și un discurs în care nu ezită să își manifeste opțiunea pentru Partidul Popular European și se îndepărtează din ce în ce mai mult de valorile liberale, cred că pentru electoratul care a asimilat aceste valori și principii în ultimii 25 de ani, este extrem de necesar să existe o forță cu valențe liberale evidente, o a treia forță politică, și acesta este proiectul pe care ni l-am propus. Sigur că în cadrul Partidului Conservator, eu cred că în orice formațiune democratică pot să existe și alte puncte de vedere. Important este, după cum știm, să funcționăm democratic și să se ia deciziile în modul cel mai democratic posibil. Și n-am nicio îndoială că în Partidul Conservator se va întâmpla același lucru, cum se va întâmpla de altfel și la noi. Dacă este un proiect acceptat de ambele părți, atunci asigur că el poate să se materializeze. Altfel, dacă ar exista numai voința uneia din părți, nu am putea să-l ducem la bun sfârșit. Suntem încă însă în faza unor discuții preliminare, nu am finalizat niciun document. Ne gândim, am făcut o echipă de lucru pentru redactarea programului politic. Avem o altă echipă de lucru care va face lucrurile mai degrabă tehnice legate de un posibil proiect de fuziune. Dar până în momentul de față, ceea ce cred că este important este conținutul politic de care v-am vorbit înainte. Au fost plecări din rândurile PLR-ului în ultimul timp. Care sunt motivele? Sunt oameni care, în fine, poate, eu știu, nu vreau să vorbesc urât despre ei, au avut anumite așteptări pe care eu nu sunt întotdeauna în măsură să le satisfac, legate de poziții, de posturi și așa mai departe. Nu ăsta e sensul politicii pe care îl văd eu. Sunt alți oameni care vin înspre noi. Zilele trecute la Mehedinți am primit un grup masiv de 5 consilieri municipali care au aderat la noi, împreună cu o serie de primari, care au aderat la noi la partid, așa încât e o perioadă, după cum vedeți, destul de fluidă. În toate partidele se înregistrează diferite mișcări. Poate e o logică, pentru că la anul avem două serii de alegeri. Din rândurile vechiului PNL sunt parlamentari care vor să vi se alăture, care vor să vină în PLR? În PNL există o situație, din păcate, pe care aș spune cel puțin că este regretabilă. De ce? Pentru că în continuare sunt foști colegi de-ai mei cu care am ocazia să discut periodic și care mărturisesc o profundă nemulțumire. O nemulțumire și un anumit regret. În același timp, constată și ei că în momentele importante ale luării unor decizii nu există niciun fel de discuție democratică și că toată lumea funcționează de parcă ar avea creierile spălate. Vine unul din liderii partidului cu o propunere, tot se aliniază și după aceea se înregistrează mârâiala și bombăneala de rigoare, pentru că nu sunt toți de acord, dar nu au curajul să se exprime. E o situație care însă nu durează de ieri de astăzi, e o situație care s-a instalat de o bună bucată de vreme în PNL. Nu știu cum o să se rezolve, există o anumită explicație, e o criză de leadership în PNL. În PNL, în momentul de față, cred că figurile politice mai importante sunt cele ale PDL-ului, dar care sigur că sunt stigmatizate de deciziile catastrofale politice pe care le-au luat în perioada guvernării 2009-2012 și care nu pot să iasă în față. Iar la PNL nu mai există niciun lider politic care să aibă autoritate
care să aibă credibilitate. Și situația este cea pe care v-am descris-o. Uneori, foștii colegi din PNL au impresia că primesc semnale din partea actualului președinte, dar acest lucru probabil că se produce pe căi mai subtile, mai puțin evidente. Dacă se întâmplă, n-am cum să verific și nici nu mă interesează. Ceea ce cred ca om politic și, în fine, observator al vieții politice, nu este decât obligația mea să regret că un partid altădată curajos, cu multe personalități reprezentative care aveau curajul susținerii punctului propriu de vedere, a ajuns un partid tern și care, așa cum spuneam și la începutul interviului, pare să copieze din ce în ce mai mult stilul de acțiune bazat pe scandaluri permanente, pe conflicte și limbajul fostului președinte al României, mă refer la Băsescu.